Se pare că durata celor 4 anotimpuri s-a schimbat. Primăvara și toamna s-au micșorat, iar iarna a început mai târziu. Severinenii s-au plictisit de vremea rece și se așteaptă ca sărbătorile pascale să aducă temperaturi ridicate și soare. Meteorologii spun că întreaga planetă a intrat într-o eră în care anotimpurile se schimbă. În plină iarnă avem temperaturi de peste 20 de grade Celsius, iar în toiul primăverii zăpadă abundentă și gernă praznic. Anul acesta schimbările climatice s-au simțit mult mai profund. Luna aprilie a fost cea mai friguroasă din ultimii ani. Schimbările astea de temperatură nu ne fac bine, dar am încercat să ne descurcăm, să fim printre ele. Mi se pare vremea pentru începutul lunii mai? Foarte proastă, ca să zic așa. Niciodată, sau cel puțin eu n-am apucat, poate de mult, eu știu, în copilărie să fie atât de rece. De multe ori, de Crăciun este o vreme frumoasă, fără zăpadă, iar ninsorile abundente și episoadele de ger apar abia la sfârșitul iernii, chiar începutul primăverii. Era de așteptat atâta timp cât s-a schimbat temperatura de la temperatura continentală la continentală, era de așteptat. Și va fi în continuare, în continuă schimbare. Așa cum s-a procedat și până acum, am văzut și până acum, vor fi cele două mari anotimpuri, exact semestriale. Nu mai avem cale de întoarcere la ce era odată pe vremea noastră. În orice caz nu e bună. Și asta va fi de acum încolo, la fel. Clima s-a schimbat, cu s-a schimbat și lumea. Nu mai știm că acum nu mai știm când e primăvară și când e toamnă sau iarnă. Aceste schimbări de temperatură pot avea efecte devastatoare asupra mediului și implicit a omului. Anotimpurile de tranziție s-au micșorat. Toamna se duce spre iarnă, iar iarna către primăvară. Temperaturile tot mai ridicate au provocat un dezastru pe întreaga planetă în ultimii ani. Ghețarii se topesc, iar porțiuni întregi de vegetație pălesc în fața secetei.